Ah, nu nu cred. Coap, Co Ce ți-a zis, mă? că cum? Sapien, sapion, sapien Nu, nu înțeleg, îi plac intelectualii. Băi, ce nebune, da, mă, nu pune la inimă, da, da. <laughs> da, mai zim din astea, bărfei, supulente. că A, fii atent, mă, de intelectual. M-am întâlnit cu Dragoș, ăla, nu a slăbuț, actorașul. <laughs> Deci asta e prea. Mi-o mi -o dat o mi-o dat o sub omul. Pume, <gângh> m-am întâlnit că la o bere, că omul nu prea are prieteni și a ieșit cu mine. Adică a ieșit cu mine că suntem prieteni, cunoștințe, mă respectă. <gângh> Vrea să-și facă omul uh, canal de YouTube vlogging, dar asta nu e nimic. Vrea să trăiască din asta. <gângh> Auzi, mă! Nu nu cu gaming, nu cu din astea, nu, ci că vlog de idei din asta, de intelectuale, așa, el se crede mare, intelectuale. <laughs> Cum adică se caută? Men, bă, bă, ascult, ascult. Dacă nu postezi ceva de, de, scandal, de să râdă lumea așa la, la prostii sau nu faci gaming, nu se uită nimeni la vlogul tău sau ce cât chiar faci. Da, mă, asta am încercat să-i zic și eu așa, mai pe sub... Uh, uh, pe, pe, subtil, dar nu, el nu, că uh, are încredere că face, că trebuie să reușească. O citi cărți din astea de spală mintea, de dezvoltare personală și acum crede în, în, în din ăștia, cai verzi uh, pe pereți, da. Da, dar să avem noi aici vlogări, cunoștință cu noi, da, la da, frate, da. Cum ai zis că și tu ai canal de YouTube? Păi și ce pot? Așa, frau, gaming, da? așa, dar nu faci bani. Cum adică nu încă? N-ai să faci, ce pui un Fortnite? Ce joci, mă? Mario? Bă, păi, tu ești de... Bă, 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 Nu, mă, stai liniștit, nu. Da, respect, deci nu zic la nimeni. Ce te uiți așa la mine, hă? Că bârfesc, dar ce? Tu nu bârfești? Ha? Toți bârfim. Bârfa este seva oricărei conversații. Sarea și boiaua, uh, sarea și piperul. Am uitat ce mai voiam să zic, dar uh, îl chem pe altul. Și totuși, de ce bârfim? Și este bârfa atât de rea pe cât credem? Nu chiar. Se pare că bârfa a jucat și poate încă joacă un rol important în evoluția speciei umane. Să vă explic. Imaginează-ți că trăiești acum 70.000 de ani într-un trip de oameni primitivi. Acum fiind 2020, n-ar fi prea greu să-ți imaginezi asta. Ți-e fomică și nu mai e carne în toată peștera, așa că trebuie să ieși la vânătoare cu niște tovarăci că v-ați cam săturat de mure preistorice. Cum îți alegi partenerii de vânătoare? Păi, știi că Ionel, sau care o fi numele lui preistoric, Ion, e cam curvar, însă are un miros, frate, ceva de speriat. Ăștia spun că ar putea mirosi și femeia în călduri de la un kilometru distanță. Nu prea îți place treaba asta la el, însă ai nevoie de cineva cu un miros bun în această misiune. Mai știi că Gheorghe, pe numele lui preistoric Ghe. Cam consumă ciuperci și fuge de muncă, însă are o țintă extraordinară. I-a dat unia cu o în cap de la 100 de picioare distanță. În final, ai auzit de Ovidiu. Sau cum era numit atunci, Ovid care e un tip foarte impunător, masiv și puternic ca un mamut, de care se tem toți bărbații și femeile îl admiră când intră în peșteră cu pasul lui sigur și aliura de killer. Ceilalți știu despre tine că pierzi vremea pe coclauri și mergi ca bezmeticul în pădure singur. Nu te-au văzut ei, dar așa umblă zvonul. Așa că îi abordezi pe toți cum știi tu mai bine. Îi dai niște ciuperciului G, mergi la Ionel și îi promiți că dacă vine cu voi în expediție o să găsească multe flori frumos parfumate și cu ochii în pământ îi comunici un mil lui Ovid că dacă vine cu voi la vânătoare își va putea potoli setea de sânge. Mai presus de toate spui fraza magică Eu cred știu unde mâncare este. Singura ta dovadă e o căcuță de mistreți pe care ai găsit-o când te plimbai dimineața. Ăștia știu din auzite de excursiile tale, Ion îți miroase căcuța pe care eu o arăt și le spune ăstorlalți că da frate, e pe bune, ăsta nu mănâncă, doar îl poartă cu el și e posibil să mâncăm un mistreț diseară și vă porniți tus 4 într-o expediție spre a vâna ceea ce va fi peste 70.000 de ani cauza principală de infarct miocardic din lume. Ironic, nu? După cum ai dedus, Informațiile atât de necesare vânătorii tale au fost diseminate în trib cu mult înainte ca planul tău să prindă contur prin mult blamatul obicei al bărfitului. De la Iuval Noah Harari Limbajul nostru a apărut ca un mijloc de a bărfi. Potrivit acestei teorii, Homo sapiens este întâi de toate un animal social. Cooperarea socială este cheia supraviețuirii și reproducerii noastre. Pentru bărbații și femeile considerați individual, nu e de ajuns să știe unde se află leii și bizonii. Este mult mai important să știe cine urăște pe cine în ceata lor, cine se culcă cu cine, cine este onest și cine este un șarlatan. Toate primatele dovedesc un interes aparte pentru astfel de informații sociale, însă au probleme în a bârfi efectiv Probabil că neandertalienii și homo sapiens arhaic aveau la rândul lor dificultăți în a se vorbi pe la spate. O capacitate care are o reputație proastă, dar care e de fapt esențială pentru cooperare când e vorba de un număr mare de indivizi. Noile capacități lingvistice pe care le-au dobândit sapiens moderni acum circa 70 de milenii le-au permis să bârfească ore în șir. Informațiile sigure despre indivizii în care puteai avea încredere însemnau că cetele mici aveau prilejul să se extindă în cete mai mari, iar sapiens puteau să dezvolte tipuri de cooperare mai strânse și mai sofisticate. Însă, bârfim și astăzi, toată lumea o face. Unde există un grup de oameni, va fi bârfă. Și grupurile de oameni, cel puțin cele până în 150 de indivizi, nu pot exista fără bârfit. E un obicei pe care l-ai într-o măsură sau alta, oricât de mult ai vrea să negi. Ai bârfit și vei bârfi. Cu toții o facem. Știu ce veți spune că am puteri. Bine dragos, dar eu când vorbesc de alții spun numai de bine, nu e bârfă, e laudă, cum ar scrie unii autori de dezvoltare personală. În primul rând, dacă ai lăuda pe toată lumea la toată lumea, n-ai avea prieten. Toți s-ar feri de tine ca de un pupincurist indirect care își laudă șeful la colegi ca să audă acesta din urmă ce frumos se vorbește despre el. Oamenii nu pot trăi doar auzind lucruri bune. Știm asta datorită popularității știrilor de la ora 5. Avem nevoie de detalii picante, secrete, intrigi, inside jokes. Altfel, creierul nostru se plictisește și ne pierdem repede interesul. Uite cât de mult succes au clickbait-urile, ziarele de scandal și emisiunile în care vedetele își spală rufele în public. Mai mult, gândește-te la unul dintre prietenii tăi. Sigur, știi despre el o poveste amuzantă, comică sau poate chiar rușinoasă, iar el nu știe că tu știi acel lucru. L-ai aflat prin bârfă. Să știm despre viața altora, despre obiceiurile lor, despre cum gândesc, este o pornire biologică veche de zeci de mii de ani. Chiar dacă informațiile sunt neadevărate sau exagerate, și uneori e bine că sunt, ele ne strănesc curiozitatea de a afla mai multe despre acea persoană și mai ales de a spune ce știm noi despre ea și despre alți indivizi. Știi cum funcționează bârfa. Problema este când o credem fără să gândim critic. Poate aud că prietenul meu cel mai bun s-ar fi culcat cu iubita mea când au fost amândoi în schimbul ăla de experiență la predeal. Nasol. Dacă e adevărat, am trăit cu iluzia că am avut un prieten bun și o iubită. Dar poate nu e adevărat. Atunci de ce ar spune cineva așa ceva? Ușor, pentru că are boală pe prietenul meu sau pe mine sau ai prins ideea. Evident un om sănătos la cap nu o să se apuce să creadă toate bârfele, dar va fi mai cu băgarea de seamă și la cel de la care a auzit bârfa, și la cei bârfiți. Aici intrăm pe teritoriul negativ și destructiv al bârfei, de care nu e responsabilă ea în sine, ci oamenii care o propagă. În loc să trateze bârfa ca pe o ficțiune, ceva care probabil nu e adevărat, sau e foarte exagerat, oamenii se lasă prinși în povestea pe care interlocutorul o țese, își iau filme și cad în capcana conspirațiilor. Din această cauză, bârfa poate distruge imaginea cuiva, îi poate înstrăina prietenii și poate, în cazul meu, să-i facă pe alții să creadă că a fost dat afară de la muncă, când de fapt doar a picat un concurs. Dacă vrei să auzi mai multe povești cu bârfa din viața mea, lasă-mi un comentariu. O bârfă te poate face atent la tipul ăla cu probleme de anger management cu care urmează să împarți camera la hotel sau îți poate induce paranoia că vei fi omorât în somn. Prin urmare, ce e de făcut? Din păcate, nu am un răspuns la această întrebare. Însă, atitudinea ta atunci când ești expus la bârfe este foarte importantă. Atunci când auzi niște chestii despre cineva de la terțe părți, le poți pune într-un sertar mental etichetat interesant sau grijă, știre neverificată. Dacă ceva pare că oferă o explicație a unui fenomen sau a unei acțiuni, nu înseamnă că aceea e explicația. Ca și în cazul știrilor false, poate este o babă de adevăr, însă cel mai probabil a fost spus din dorința adânc înrădăcinată de a bârfi. La rândul tău, ar fi ok dacă ai contribui la ecosistemul social din jurul tău, evitând să vârfești pe cât posibil. Nu vrei eticheta asta de bârfitor. Pe cât le place oamenilor în secret să bârfească, pe atât de mult se tem de bârfă și evită bârfitorii. Ironic. Paradoxal chiar. Mai degrabă să ai o reputație de hoț de biciclete decât de bârfitor și întotdeauna cadrează informația ca pe ceva nesigur, incert, neverificat. Eu am auzit de Marius că s-a transferat pentru că s-a despărțit de Ioana și nu putea să se tot întâlnească zilnic cu ea. Tu știi ceva despre asta? Mă, eu am înțeles că de fapt nici nu au fost împreună și că a plecat din companie pentru că i s-a oferit mai mult în altă parte interesant. Mai rău, sunt băiat bun totuși. Smart muncitor, am făcut cu el un proiect chiar înainte să plece. Întotdeauna, când te surprinzi bârfind, strecoară și ceva pozitiv despre persoana respectivă. Dacă nu știi nimic bun despre ea, atunci 1. Informația ta nu va părea credibilă sau valoroasă și 2. Dacă nu ai nimic decent de adăugat, doar împrăștii negativitate și ești toxic, toxică. Mic geniu malefic ce ești. <laughs> Nu vreau să devină asta un tutorial despre bârfit, deși cam acolo se îndreaptă, dar foarte important, nu contrazice bârfitorii, adică bârfele pe care le auzi, dacă vrei să ești sănătos la cap din interacțiune. Spune detașat, interesant sau... Hmm nu știam ce chestie și schimbă subiectul sau pleacă cu prima ocazie. Asta dacă nu cumva e vorba de un prieten sau o cunoștință de ta pe care chiar vrei să o aperi în imagine și atunci poți contrazice bârfa, te poți lua la wrestling cu bârfitorul, glumesc, nu face asta. Ce să faci când ești bârfit? Nu prea ai ce. Desigur, poate exista și ceva adevăr în bârfele despre tine. Însă, nu poți să-i convingi pe oameni că tu nu ești așa cum zice Florica de la 4, un psihopat care o omoară plantele prin înfometare și ascultă techno. De fapt, o poți acționa în instanță pe Florica pentru defăimare sau lezare a imaginii personale, însă asta e mai complicat. Asta e și problema cu bârfele. De obicei, nu știi de unde vin și se răspândesc mai tare decât covid -ul. Ca un ultim sfat pe care ni l-a dat, Profesora noastră de actorie, la un moment dat, atunci când cineva vine la tine și îți spune, frate, știi ce spune cu tare și cu tare despre tine, știi ce zic ăștia despre tine, tu să-i răspunzi simplu, da sau nu, dar despre tine, știi ce zic, și apoi să te retragi misterios din conversație. Încearcă, poate avea efecte interesante. Așadar, Astăzi am vorbit despre bârfă, o activitate pe care e cel mai bine să o eviți, însă una foarte, foarte greu de evitat pentru că are o forță de atracție veche de zeci de milenii. Însă, dacă vrei să folosești bârfa în mod pozitiv și Sfântul Petru să-ți mai taie câteva păcate de pe listă, bârfește acest canal. bârfește canalul, nu contează cât de exagerate sau neadevărate sunt bârfele spre canalul meu doar bârfește cu lumea despre acest canal de YouTube. Îți mulțumesc și îți doresc o zi minunată! Dacă ți-a plăcut acest videoclip și ai dori mai mult conținut informativ și interesant, lasă-mi un like, abonează-te și, desigur, mă poți sprijini pe pagina mea de Patreon.